joc, nu vreți să veniți? La Varnai, va să vă ia. Haide, haide, domnul de la Gros, domnul de Curazii, domnul Brecur, domnișoara Bejar, domnișoara Bipar, domnișoara Bejar. Simt că nebunesc pentru Dumnezeu, domnilor, simt că turbesc. Noi o să turbăm dacă ne silești să jucăm, nu știm rolurile. Comedianți, ciudate specimene, greu de dresat. Poftim, suntem aici, ce dorești? Ce gânduri ai, spune? Dar despre ce e vorba? Fie vă milă, și pentru că tot ne-am adunat și suntem costumați, iar regele trebuie să o sosească la peste două ceasuri, să ne lămurim cum anume să jucăm. Cum să jucăm dacă nu știm ce? De, dragul meu, despre mine aflați că nu mi-aduc aminte niciun cuvânt din rol. Mie ar trebui să mi se sufle de la cap la coadă. Eu îl citesc, să știi. Cu textul în mine. Pe mine mai bine mă bați decât mă pui să joc. V-ați pierdut mințile pentru un fleac de rol? Ce-ați face în locul meu? În locul dumneitale? Să știi că nu ești de plâns. De vreme ce ai scris piesa, n-ai de ce te teme. Credeți că e puțin lucru să prezinți ceva comic în fața unui astfel de public? Să te încume să faci să râdă persoane care ne impună respect și care nu râd decât când vor? Există autori care să nu tremure în fața acestei încercări? Dacă asta te înspăimântă, trebuie să deschizi ochii. Să nu te încumeți să faci în 8 zile ceea ce avem de făcut. Foarte bine, la granja, ai grijă cum joci rolul de marchiz, da? Este astăzi bufonul de altă dată. Nu vezi cum arată? Cum arată? A, dumneata, da, domnișoare. Vedeți, pe mine mi-ai dat rolul unei fandosite și nici nu știu cum am să-l duc la da, cap. Da, este foarte adevărat, dar jucând un rol atât de potrivnic, firii dumitare, să dovedești că ești actriță netrecută. Dumneata, joci rolul unui om simplu, să iei un ton cât mai natural și să gesticulezi cât mai puțin, da? A, nu, dumitare, n-am ascultat nimic. Dumneata, domnișoare, joci rolul unui fățar. Ce laus pe toată lumea, în dreapta și în stânga. Dar, în realitate, începi pe toată lumea. Ești o pungă cu venin. Cred că rolul ăsta îi se potrivește. Da. Domnilor, noi să începem repetiția. Eu vă spun în armonie. Ăsta mi-a lipsit. Bonjour, madame! Bonjour! Bonjour, madame! Bună ziua, domnule Molière! Sluga dumitale, Lovilar d'Amblaua. Cum merge? Cum merge? Foarte bine, domnule. Repetați o piesă nouă? Da, domnule. Cum îi zice? Da, domnule. Te-am întrebat cum îi zice. A, nu știu, aveți grijă. Cum vă îmbăcați? Da, cum vedeți? Când începe? Când vine regele, lua la dracu de pisă. Gata pentru a începe. Dar nici de cum, domnule! În sfârșit, comedia începe cu doi marchizi. Eu mă duc să mă schimb, te rog. Bine, duceți-mă să vă schimbați. La Granj? Da. Da, puteți să vă voi? La Granj, ai grijă. Domnul Molière, doi marchizi. Da. Cine e al doilea? Cum? Eu sunt cel de-al doilea marchiz. Da, ce fac? Vii cum ți-am spus, predonând o melodie și așezându-ți pe ruca. Da, te rog. Gata? Da, la Granj, poftim. La 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 la. Bună ziua, marchize. Ăsta e ton de marchiz. Nu ți-am spus că e un ton ușor afectat, dumne, aceștia un fel al lor de a vorbi special, că se iasă din comun. Te rog, la Granj, încă o dată. Poftim? Hai! Stai. Gata? Da. Poftim? La la ri la la, la ri la la. Oh, bună ziua, marchize! A, marchize, sluga dumita. Mi se pare, marchize, că pe dumneata te ridiculizează Molière în critica. Pe mine? Dumneata ești în carne și oa. Ha, 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 ce nospem! E comic. Dacă vrei, pune-mi rămășac, care din doi are dreptate. Pe ce pui rămășac? Pun rămășac pe 100 de ducați, că e vorba de dumneata. Și eu pun rămășac tot pe 100 de ducați, că este vorba despre dumneata. Iată un cavaler care ne va judeca. Cavalere! Ce doriți? Nu ne înțelegem cu privire la marchizul din critica lui Molière. El pune rămășac că sunt eu și eu pun rămășac că este el. Iar eu socot că nu sunteți nici unul, nici altul. L-am auzit pe Molière spunând că nimic nu-l nemulțumește mai mult decât faptul de a fi învinuit că în portretele pe care le zugrăvește ar fi avut în vedere pe cineva anume. E imposibil ca Molière să descrie un caracter fără ca el să nu-și găsească perechea în viață. Dar dacă vom acuza că pentru defectele pe care le înfățișează ar fi avut modele reale, nu s-ar mai putea scrie comedii. Dar spune-mi, rogu-te, cavalere, nu crezi că Molière ăsta al dumitale s-a istovit și că nu va mai găsi modele? Modele? Îi vom oferi noi, marchize, destule, fără să luăm calea înțelepciunii, cu toate câte le spune și le face. Domnule Molière! Domnule Molière! Domnule, vii să ne spui să începem, da? Nu, 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 nu,
nu am comunicat în bucătoanca, v-a aflat, ci regele, în masa bunăvoință, amână noua voastră comedie pentru o altă dată, mulțumindu-se în seara asta cu orice îi puteți oferi. Orice! Ce-ați spune de doctor fără voie? Da, e, fără voie. Eu am jucat rolul lui Cindy, știu cuvânt cu cuvânt. Vai, ce succes am avut eu în Doica Jacqueline. Foarte bine, permiteți-vă, începem imediat. Așadar, în această seară avem deosebită plăcere să vă prezentăm comedia Doctor fără voie, la care nu ne-am sfit să adăugăm și două balete, Vânătoarea Dianei și Visul Hipocrat. Vă mulțumește preacredinciosul dumneavoastră slujitor, Jean-Baptiste Poquelin, Molière.
place, îmi place! Eu poruncesc aici! Eu sunt stăpân aici! Și eu îți spun că vreau să te porți pe placul meu! Pe nu m-am măritat cu tine ca să-ți îndur toate blestemățiile! Ia, ce pacoste să ai o nevastă! Și bine spunea Aristotel când spunea că o femeie e mai rea ca un drac! Ia uite deșteptul! Sări cu nătăfleața lui de Aristotel! Aristotel, te cred că deștept! Ia arată-mi un meșter de surcele care să gândească ca mine! Care să-ți sluji șasal la un doctor vestit! Și care să fi știut în tinerețe abecedarul pe din afară. Dracu, te ia de nebun fără leac. Dracu, să te ia de pacea ura. Blestemat te fie ziua și ceasul că m-am dus să spun da. Blestemat fie încornoratul de notar care m-a pus să-l semnez pe Irea. Ia, uite că ai și mutră să te plângi tocmai tu. Da, da. Ar trebui să mulțumești celui în fiecare clipă că ți-mi nevastă. Erai tu, vrei să te însori cu o ființă ca mine. E adevărat că am de ce-ți mulțumi. Ei, și că am avut cu ce m-am întâlnit noaptea anunții. Ia să nu încep să vorbesc, că spune niște lucruri, știi? Ce, spune, ce? Gata, să lăsăm asta, e de ajuns că știm. Ce știm? Ce știm, ce știm? Și să zici, bă, dar prostii, că ai avut fericirea să dai de mine. Cum adică? Cum adică am o fericire să te găsesc? Un bărbat care m-a adus în sapă de lemn. Un stricat. Un hain care mănâncă toți banii. Nu e adevărat, o parte o beau. Care întinde un lucru, eu nu toate lucrușoarele din casă. Asta înseamnă să trăiești din ce ai. Care mi-a luat până și patul de sub mine. O să te scol mai de dimineață. Înfășit. Care vinde unul câte unul toate mobilele. O să ne fie mai ușor la mutat. Și eu ce să fac în timpul ăsta cu toată familia pe cap? Fă ce-ți place. Cu patru vieți copila și în spinare. Pune-i jos. Care fiecare clipă. În fiecare clipă cer pâine. Dă-le bătaie. Eu când am mâncat și am băut pe săturate, vreau ca toată lumea să fie mulțumită în casa mea. Și crezi tu, bețivule, că o să mai meargă multă vreme așa? Nevastă, ia-o mai încetinul. Crezi tu că o să se dur veșnic o prăznicia și desfrâu? Nevastă, să nu ne aprindem. Că nu o să găsesc eu mijlocul să te fac să-ți vezi de treabă. Nevestico, știi că nu prea am răbdare și că am mâna grea. Uite, nu mai pot eu de amenințările tale. Scumpa mea, nevestică, văd că ții cu tot din abis. Nu-mi-a frică! Nu-ți-a frică! Omoara mea o să-ți rup urechile! Nu-mi-a frică! Nu-mi-a frică! Nu-mi-a frică! Bețivule! Suche putre! Te bate, te bea! Tâlhar bun de ștreangă! Văd că vrei să te alegi cu ceva! Nu mai așa? M-au uscat! Nu s-o potolesc! Hai, dar ce înseamnă asta? Uite tâlharul nemernic cum își bate nevasta! Ei, doamnă, dar nu se poate! Hai de mine! Sculați-vă, doamnă, vă rog, vai de mine! Am niște usturim! Vai de mine! Uite așa-mi place mie să mă bată! Păi astea altceva? Ce te-a găsit de mă bată? Ce-i treaba dumneavoastră? Nu ia, eu am dobraznicul! Dar nu dă voie el bărbatul ăsta să-mi bate nevestele! Păi ce te-am păi de ce te amestec? Păi să nu mă amestec! Păi vezi-ți de treaba! Nu, sigur că nu mai am făcut să mă bată! Uite așa-mi place mie să mă bată! Bine dacă te bate! Mă bate pe socotă! Da, nu mai spune nimic! M-am băgat degeaba! Ce ești un prost că te amestec când nu te privește? Cum e trec? Iartă-mă, te rog! Bate-ți bine nevasta, burdușește-o bine, te-mi ajungi și eu! Dacă vrei, hai, bate! Și dacă n-am poftă? Asta e altceva. O bat? Da. Dacă vreau să o bat. Și nu o bat dacă nu vreau să o bat. Cum e trec, iartă-mă, ai dreptate! Și nevasta mea nu are dreptate! Ai dreptate! Și nu o să mă vezi, dumneavoastră, ce să fac cu ea? Fără îndoială! Și află? Da. Te ești un obraznic că te amesteci în treburile altora. Dar nu mă mai bag, nu mai spun o vorbă! Bine zicea Cicero când zicea că... Să nu-ți vârnă așa! Unde nu șterbe oala. Nu, nu mă cum e! Nu mă mai amesteci niciodată! Nu mă mai dă, nu! Vine.
Nevestico, hai să ne împăcăm. Da, după ce m-ai bătut în halul ăsta. Hai, că nu e nimica. Nu vreau. E! Nu! Hai să ne împăcăm, n-auzi, dă mâna. Merge! Hai, Miro. Nu, nu. Uite, nu vreau să-mi treacă furia. Hai că n-a fost nimic. Ei, lasă-mă-n pace. Hai să ne împăcăm, n-auzi? Da, mai bătut prea rău. Ei, hai, uite, cer iertare. Dă mâna. Bine, te iert. Mă lasă că mi-o plătești. Trebuie să fii nu știu cum, ca să iei seama nimicuri de-astea care sunt chiar necesare în dragoste. Și 5 sau 6 lovituri de băț între oameni care se iubesc nu fac decât să învioreze dragoste. Lasă că mă duc eu în pădure și sfăcătuiesc că aduc peste 100 de legături de surgele. Dulce ești proscuță dragă, o-la-la, pic-pic-pic, ești atunci o gheață dragă, o-la-la. Așteaptă, după oricât m-aș preface, furia n-o să-mi treacă și nu mă las până nu-ți plătesc cu vârf și îndesată loviturile alea. E, sigur, eu acum știu că femeia are la îndemână mijlocul să se răzbune pe bărbat. E, da, da, na, asta ar fi o pedeapsă prea gingașă pentru un golan ca al meu. Vreau o răzbunare pe care să o simtă bine. Și ce am eu la îndemână nu-i de ajuns pentru o cara care mi-a făcut-o. Drac, dracu al dracului, că la grea treabă ne jamară amândoi. Și eu unul nu știu cum o să scoatem la capăt. Pe cine o să găsim? Trebuie să facem cine a ținut stăpânul nostru. Și pe urmă și unul și altul trebuie să avem grijă de sănătatea fiicăsii. De pe urma căsătoriei amânată din pricina bolii, ne-a putea alege și noi cu ceva. Horas e o mână largă și bogat și are mai multe drepturi la mâna ei. Deși ea înclină către un oarecare Leandră, știi foarte bine că taicăsu să are în voie să-i fie ginere. Ce-aș putea eu născoci? Ca să mă răzbun. Ce? Ha? Mă gândeam. Auzi ce trăznaie să-i treacă stăpânului prin cap. Când vede bine că doctorii ei mai grozav dau din colț în colț degeaba. E? De multe ori, dărți este ceea ce căutăm tocmai acolo unde nu ne așteptăm. Da? Oleo, domnilor! Vă rog să mă iertați, nu v-am văzut. Nici noi. Știți, în mintea îmi umbla la ceva care mă muncește. Fiecare cu grijile lui pe lume. E? Și noi căutăm ceva ce am vrea să găsim. Oh, domnilor, v-aș putea fi de folos cu ceva? Poate că da. Vrem să dăm peste un om deștept. Un doctor iscusit, da, care să poată aduce o oarecare alinare fetei stăpânului nostru, peste care a dat o boală, de pe urma cărui a rămas mută. Da. Doctor peste doctor și-a tocit toată știința ca să o vindece. Degeaba. Da. Dar sunt uneori oameni care o au taine. Minunat. Da. Cu leacuri de alea știute numai... De ei. Da. Și nu e așa ceva... Căutăm. Da. Da. Doamne, ce grozavă născocire îmi trimite cerul ca să mă răzbun pe golanul meu. Domnilor, domnilor, nici n-ați fi putut nimeri mai bine să găsiți ceea ce căutați. Pentru că noi avem aici un om. Cel mai minunat om din lume pentru bolile fără nădejde. Vai, rogu-te, unde putem da peste el? Uite-l găsit acolo. Unde? Da, își petrece vremea tăi în lemne. Da. Un doctor care taie lemn? Da. Poate vrei să spui că își pierde vremea culegând ierburi de leac? Nu, este un om extraordinar care așa înțelege să petreacă, da? Este o persoană foarte ciudată. Arțăgos, cu capul nori. Nici nu ai spune că este ceea ce este. Umblă îmbrăcat ca naiba și se preface că nu știe nimic. Puh.
Își ține toată învățătura numai pentru el și fuge ca de dracu de orice prilej de a-și da în bileag harurile minunate cu care l-a înzestrat cerul pentru treburile doctoricești. Să te crucești, nu altceva. Mai toți oamenii mari au trăznăi de asta. Da, vedeți că trăznaia ăstuia este mai dihai decât v-ați închipui, pentru că omul ăsta ajunge uneori până acolo încât, ca să recunoască câte știe, așteaptă întâi să-l iei la bătaie. Ce rar! Da. Și vă spun că nu o să ieșiți la nicio socoteală cu el dacă l-apucă nebunia, că nu o să recunoască că e doctor pentru nimic al lume. Până când nu-ți lua fiecare dintre dumneavoastră către un băț, da? Și nu l-ați croi, silindu-l să recunoască până la urmă ce n-a vrut să spună la început. Dar noi așa facem de câte ori avem nevoie de el. Ciudată nebunie! Da, ciudată, da, să vedeți că după asta face minuni. Da, da, și cum îl cheamă? Canarel! Da, să știți, e foarte ușor de recunoscut. Este un bărbat așa... voinic? Îmbrăcat cu galben, cu verde, așa colorat, cu un guler mare încălzit. Galben, cu verde? Dar ce e? Doctor de papagal? Și chiar atât de iscusit, precum spui? Vai, mai e vorbă! Păi să vă spun, acum vreo 3 luni, toți doctorii lăsaseră în plata sorții o piată bolnavă. Da. De peste 6 ceasuri, toată lumea o credea moartă. Și se pregăteau de mormântare. Când este adus cu sila omul de care vă spun, numai ce se uită la bolnavă, îi toarnă în gură o picătură de... De ce? Nu știu ce. Și pe loc, femeia se ridică din pat și începe să umble prin odaie ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Trebuie să fi fost o picătură de zeamă de... Farsă. De aur. Da, se poate. A, și acum 3 săptămâni, încă una. Un copilaj de vreo 12 ani a căzut tocmai din tur la biserici și și-a sfărâmat capul de cardarâm și brațele și picioarele. Oh. Când vine omul nostru și începe să-l face bine pe tot corpul. Nu știu ce. Ce? Anume preparată de dânsul și pe loc copilul și-a luat picioarele la spinare și-a plecat să-și face în vile. Să știi că omul ăsta știe toate leacurile. Mai vorba de asta. Hai să-l tipuim la iuțeală. Da. Vă mulțumim pentru bucuria care ne-ați făcut-o. Pentru nimica, domnilor. Pe aia, vă rog foarte mult. Nu uitați ce v-am spus la început. Lăsați seara că dacă e vorba de bătaie, dăm noi să fie în față. Să știi că am avut mare noroc în astea femeia asta ajung. Dulce, ești proscuță dragă, ulala, pic, pic, pic. Ce te-a sus o viață întreagă, ulala, pic, pic, pic. Dar și tu mai dulce ai fi, ulala, pic, pic, pic. Dacă într-un ai gâlgâie, ulala, pic, pic, pic. Când vezi nu te-ai goli, ulala, poc, poc, poc. E, hai, să nu ne pierdem cu joia. Ele! Ce mă? Ce știi că i-am mirosit urma și i-am pus juvățul de cât. Hai să vedem mai de aproape. Hai, cu o ficătând ăștia pricina. Ele, ce mă? Leit, poleit, cumul, azi grăbit. Exact. Să uită la mine, mămăsoare, să-ți sfătuiesc între ei ciuri fiară de legume. Bună de tine, 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 domnule! Domnule! Domnule, nu sunteți dumneavoastră Zganarel? Ce? Cum? Ai? Vrem să mă întrebăm dacă nu sunteți dumneavoastră un domn care se numește Zganarel? Da și nu. Asta atârnă, de ce vrei cu el? Nu vrem decât să-i arătăm cinstea pe care o purtăm. Păi dacă e așa, domnilor, atunci eu sunt acela care se cheamă Zganarel. Domnule, suntem fericiți să vă cunoaștem. Am fost trimis la dumneavoastră pentru ceea ce ne trebuie nouă. Și vă rugăm fierbinte să ne dați ajutorul de care avem nevoie. O, domnilor, dacă e ceva ceea ce privește mica mea nebuscorie, atunci sluga dumneavoastră. E prea mare hatârul pe care mi-l faceți. Dar vă rog, acoperiți-vă să nu vă ardă soare. Da, domnul, lăsați ciupercanta. Precis, dar n-am văzut de mulți oameni așa bine crescuți. Domnule,
Nu trebuie să vă mire camerea dumneavoastră. Știți, oamenii spusiți întotdeauna căutați. Și noi știm de ce sunteți în stare. E adevărat, domnule, că nu mă bate nimeni pe lume în ceea ce privește surcelele. Ce te iese din mâna mea surceaua e surcea, că nu poți zice nici pâs. Pâs, pâs. Dar nu e vorba de asta, domnule. Da, da, dar și vând cu 110 bani suta. Să nu mai vorbim despre asta, domnule. Nu, 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 că nu las nicio lescaie mai puțin. Domnule, noi știm cum stau lucrurile. Păi dacă știți cum stau lucrurile, atunci știți. Așa le vând. Da. Domnule, să nu... Domnule, să nu ne batem joc. Dar nu-mi bat joc, domnule, dar nu pot să le dau mai. Domnule, să vorbim omenește. Domnule, poate o-ți găsi în altă parte mai ieftine, dar eu vă spun, sunt surcele între surcele și surcele ca astea mai rare. Domnule, ce atâta vorbă de pomană? Nu, nu, vă jur că nu pot să le las mai jos, chiar dacă ar fi să luați toată pădurea. Nu, vă jur, asta e prețul și n-am obiceiul să cer mai mult. Domnule, de ce trebuie să vorbiți astfel? Să vă coborâți încă atât, să vorbiți astfel? Dumneavoastră, un mare învățat, dumneavoastră, un mare doctor, să țineți ascunse de lume darurile frumoase pe care le aveți. Că ești mintit. Domnule, eu zic să nu vă mai feriți de noi și să vă dați pe față ce sunteți. Toată debatura asta cu uite, popa nu e, popa nu merge, noi știm ce știm. Domnilor, dar pentru Dumnezeu, drept cine mă luați? Drept ceea ce sunteți, drept un mare doctor. Aha. Doctor ești tu. Eu nu sunt și n-am fost niciodată. Văd la părți printera lui. Domnule, de ce ne siriți să luăm asemenea măsuri? Să luați ce? Măsuri care îmi gândesc este măsură. Dar pentru Dumnezeu, luat tot ce vreți, dar înțelegeți odată, pentru totdeauna, că nu sunt doctor. Văd că trebuie să folosim la constatare. Domnule, nu mai spuneți nu, spuneți ceea ce sunteți, rog-vă. Să nu luăm măsuri care... Deci, domnule, înțelegeți odată, spun și la murit. Nu sunt doctor. Nu sunteți doctor. Nu! Nu sunteți doctor? Nu! Vă spun că nu! Fiindcă așa doriți, n-avem încotro! Domnule, de ce ne silim să luăm asemenea măsuri? Domnule, zău, ne doare în suflet. Dar trebuie să facem chestia asta. Mie unul să-mi sară ochii dacă nu mi se rupe sufletul. Că trebuie să trag așa, ca într-un bou. Domnilor, domnilor, dar ce mi s-a năzărit, vorba arde de glumă, spunând într-una că sunt doctor. Tot nu v-a trecut, domnule? Și tot tăgăduiți că sunteți doctor? Să mă ia dracu dacă sunt. Care v-a zis că tot degeaba, da. Tot nu sunteți doctor. Nu lovim arciuma! Nu? Nu! Domnilor, domnilor, sunt tot ce vreți, chiar doctor, chiar spițer. Trebuie să mă învoiesc altfel, altfel mă desnoadă în bătaie. Îmi pare foarte bine că v-a venit mintea la loc. Aia! Domnule, eu nu mai pot de bucurie când vă aud vorbind așa ca oameni. Da. Vă cer din suflet iertare, domnule. Da, și vă rog să ne iertați de îndrăzneală că v-am... Vreau să fie ajuns eu, doctor, fără să-mi dau seama. Domnilor, domnilor, ia gândiți-vă bine. Nu cumva vă înșelați?
E sigur că sunt doctor? Să-mi sară ochii, dacă nu e așa. Doctor, doctor! N-ai greșit? Să mă ia dracu dacă știam. Încă ce doctor, cel mai iscusit doctor din lume! Da, care a venit de Agla, nu știu cât de amar de bol. Da. Drage! Da! De mai bine de 6 ore, despre femeie se credea că e moartă. Și lasă-o ducă să o îngroape. Când ați apărut dumneavoastră și cu o picătură de nu știu ce, ați făcut-o să-l vină în fire să umple prin odaie. Da! Da, fie și așa, cu copilul care a căzut din turn la biserice, deja vrând și capul, și brațele, și picioarele. Da. Și nu știu cu ce drag l-ați sus, că după aia s-a dus să-și ace bile. Ia uite, bă! Domnule, arătându-vă ceea ce sunteți, nu o să aveți de pierdut. O să aveți numai de câștigat. O să câștigați ce vreți dumneavoastră. Ce vreți? Numai să lăsați... Da? O să câștig tot ce vreau? Da. Numai să lăsați să vă conduce unde vrem noi. Câștig tot ce vreau? Da. Păi nu-mi cape nici o îndoială că sunt doctor. Uitasem. Dar acum mi-aduc foarte bine aminte. Unde ne transportăm? Da, vrem să vă duceți să vedeți o fată care și-a pierdut graiul. E? Graiul. Da, graiul. Vă jur că nu l-am găsit eu. E glumesc, doctorul! Doctorul! Vă rog, dacă vreți să mergem. Cum, fără robă de doctor? Oh, să facem rost, o îmbrăcăm din cap până în picioare, n-am nicio frică. Ia încarcă-te ca un măgar cu toate alea. Da. Dă și tu o mână de ajutor. Și acum, cărați-vă după prescripția doctorului. Chirea al dracu, al dracu. Am adus pe cel mai mare doctor din lume. Da, el ar să fie cel mai mare dintre ei mai mari. El ar să-mi pune și măcar să lege jileturile la... La pantof. Da. E un om care s-a trecut în vindecări. Minunat. Da. Care a întors de la groapă pe unii care dăduseră... Mortul popii. Da. Da. Dar așa cum v-am spus, să știți că e puțin cam ofturos. Și are uneori clipe când se pierde. De nu mai pare deloc. Ceea ce e. Da. Da, fir ar să fie. Face pe prostul, vorbește prost. Iertați de vorba proastă. Uneori ai zice că e puțin zăcălit la... La cap. Da. Dar când te uiți mai bine la el, e tot numai învățătură până în vârful unghiilor. Și de multe ori spune lucruri foarte... Atunci când se pornește, parcă e o mare nevere gata. Ai zice că citește din... Ceasov, da. Aici s-a dus buhu. Și toată lumea alergă la el. Foarte curiozitate să-l cunosc. Aduceți-l de îndată. Vă duc. Să-l chem. Vă duc. Să-l chem. Vă duc. Să-l chem. Să chemați-l odată. Liniște! Liniște! Eu n-aș pune mâna în foc, domnule. Că nici ăsta nu o să fie mai braț ca el alt doctor. O să fie aceeași poveste. Și după capul meu prost, a mai bună doctorie pentru doșoara noastră ar fi să-i dăm pălea un bărbat. Șoic și chipers pe care să-l aibă la inimă. Doică, doică, prea te amesteci în toată. Mai leagă cățeaua așa, că e vreunasul peste tot. Eu vă spun și tot vă spun că pe toți doctorii ăștia nu dau nicio parachioară. Doșoara noastră are nevoie de altceva decât de revent și de siminichie. Și că un bărbat ar fi adevărata buruiană. Ah, plasturele, care lecuiește toate necazurile fetelor. Crezi că o mai ia cineva cu beteșucul pe care l-are? De ce nu s-a măritat când am vrut eu s-o mărit? Uiți cum s-a împotrivit voinții mele. Cum să nu se împotrivească dacă ați vrut să-i vârâți pe gât un bărbat pe care nu-l iubește? Ia să-i fi dat pe domnul Iandre. După care îi se frânge inima. V-ar fi ascultat ca o mielușa și mă pun că dânsul și acum arua-o. Da? Uite așa mută cum e. Numai dacă ați vrea să iutați. Leandre nu-i de nasul ei. N-are averea celuilalt. Și ce mai stipat așa? Ba are! Are! Are un ui mare bogătaș pe care o să-l moștenească. Toate averele astea care încep cu o să sunt vorbe în vânt. Numai ce e în mână nu-i minciună. Da, și poți să rămâi cu buzele umflate dacă te bizui pe o avere care e în mâna altuia. Moartea nu-și pleacă urechea la dorințele noastre și ai toate șansele să ți se lungească urechile dacă aștepți moartea cuiva ca să trăiești. Eu una atâta știu, domnule.
că în căsătorie, ca și în orice, mulțumirea face mai mult decât toată bogăția. Tații și mamele au afurisit ăsta de obicei să întrebe cât are băiatul, dar cât are fata. Dar cum într-un pier care și-a dat-o pe Simonet, după nătărole Thomas, care avea un petec mai mult de vie decât în Roma, după care era moartă fata, și acum astăzi ați văzut-o cum arată? S-a gălbejit ca o gutuie. Și numai viața nu e aia pe care o duce, cu toată via pe care o are. Ei, domnule, asta ar trebui să vă intre la cap. Atâta ai pe lume. Ce ți-e drag? Și eu mai repede aș da firii. Un bărbat. Pe care să-l iubească mai mult decât toate averile din lume. Doică, ho, că m-ai asurzit. Nu te mai aprinde așa că-ți dă laptele în foc. Ho, moarele ferecate. Ești un nou brăzat. Domnul nu are nevoie de sfaturile tale. Domnul nu știe singur ce are de făcut. Mai bine du-te și dă să sugă la copilul în loc să faci pe deșteaptă. Domnul e dat altfel. Domnul, și nu tu. Și știe singur ce are de făcut. Și are și inimă, și are și minte. Ce trebuie. Mai caval! Nu, domnule, nu, domnule. Lăsați-o doar să o simtă și ea, să învețe să poarte buna cuvință. Asta. Dar nu mai dat, dar de timpă. Domnule, vine. Vine marele doctor. Fiți gata. Domnule doctor, este o mare cinste pentru casa noastră. Avem mare nevoie de dumneavoastră. Aristotel spune să ne punem pălăriile pe cap. Așa spune Aristotel? Da. În care capitol, vă rog? În capitolul despre pălării. Dacă așa spune Aristotel, așa trebuie să facem. Domnule doctor, aflând de minunatele dumneavoastră ispră... Cu cine vorbiți, vă rog? Cu dumneavoastră. Eu nu sunt doctor. Nu sunteți doctor? Zău că nu. Zău? Zău. Oh. Acum sunteți doctor. Nici eu n-am avut vreodată altă diplomă. Și diploma pe care ai scris-o în casă? Eu v-am spus că sunt doctor la Sfântii. Așa în terminat-o în frații. Domnule, așa de glumă. Așa de glumă. Lumele astea nu-mi plac. Domnule, vă rog, foarte mult. Să înțelegea, domnule. Domnule, vă rog să mă iertați pentru îngăduința pe care mi-am... Sluga dumneavoastră. Îmi pare foarte rău. Nu face nimic. De loviturile de băți. Nu. Pe care am avut cinstea să vi le aplic. Să nu mai vorbim de asta. Domnule, am o fată pe care a cuprins-o un rău foarte ciudat. Domnule, îmi pare foarte bine că fiica dumneavoastră are nevoie de mine. Și v-aș ura din toată inima să aveți nevoie și dumneavoastră. Cu întreaga familie. Ca să pot să vă dovedesc grija pe care o am și dragostea să vă slujesc. Vă sunt recunoscător pentru aceste sentimente. Vă jur că vă vorbesc din adâncul inimii. Sunt profund mișcat. Cum se numește fica dumitale? Lucin. Ia câtă un nume bun de lecuit. Cine e făptura asta trupeșă? Doi cafe din ele. Mă duc să văd ce face. Drage grozavă, Marfă! Doică!
Doi cănurărie! Mă ploconesc cu toată știința mea doctoricească în fața ospătăriei lui. Aș vrea să fiu strengarul de slugar care se înfruptă din laptele favorurilor dumitale. A toată știința, toată leacurile, toată învățătura mea, doi că sunt la picioarele dumitale. Vă rog foarte mult să lăsați muiaia în pace. Cum e, nevasta dumitale? Da. Păi zău că nu știam. Și mă bucur din inimă și pentru unul și pentru altul. Dar dracu, al dracu. Domn doctor, gata, ajunge vă. Zău, vă fericesc că sunteți unul al altuia. Și dacă te fericesc pe dumneata că ai o soție ca ea, o fericesc și pe ea că are un bărbat ca dumneata. Ce rar, dracu, al dracu. Domn doctor, domn doctor, gata cură. Dar ce nu vrei să mă bucur împreună cu data de această potrivită împerechiere? Cu mine cât o avea poftă, dar pe nevastă mea să o lăsați în pace. Dar vă iubesc deopotrivă pe amândoi și dacă te îmbrățișezi pe dumneata, spre-ți dovedi. Îmbrățișezi și pe ea, spre-ai dovedi și ei. Ce rar, dracu, al dracu, domn doctor! Nu mai vorbeți în traiera, domn doctor! Fata mea va fi de îndată gata. O aștept, domnule, și eu și medicina. Medicina unde e? Aici? Oh. Dar pentru că trebuie să mă îngrijesc de întreaga dumneavoastră familie, o să încep prin a cerceta puțin laptele doicii. Privind mai îndeaproape sânul. Nu avem trebuință de așa ceva. E datorința doctorilor să se uite la sânul doi. Mai puneți-vă dorința în cui. A, te împotrivești medicinii. Nu mai pot eu de medicină. Să știi că o să fac să te apuce frigurile. Mai sfârșești. De la o parte, la ce crezi că nu sunt destul de mare ca să mă apăr și singur dacă mi-ar face ce aici nu se face? Domn doctor. Nu vreau să te pipă! Se cunoaște că e topărlan. E gelos pe nevastă sa. Fata mea. Dinsa e bolnavă? Altă fată nu mai am. Și aș fi tare îndurerat dacă s-ar prăpăti. Să nu facă una ca asta. N-are voie să moară fără prescripția doctorului. Uite o bolnavă care nu prea te dezgustă. Și mă prind că un bărbătoi care să pleznească de sănătate s-ar băga destul de bine cu ea. Domnule doctor, ați făcut o să râdă. E semn bun. Când doctorul îl face pe bolnav să râdă, e cel mai bun semn din lume. Ia să vedem despre ce e vorba. Ce rău simțiți? Ce vă doare? Oi. Ce fel de limbă e asta? Păi asta este boala ei, s-a trezit mută, fără să știm pricina. Și din cauza asta i s-a amânat căsătoria. Dar de ce? Pentru că cel care vrea să o ia de nevastă așteaptă să se însănătoșească întâi pentru ca să poată merge mai departe.
Dar cine e dobitocul care să nu vrea să aibă o nevastă mută? Spune lui Dumnezeu să o plestească boala asta pe nevastă mea. Nu m-am vindecat-o, n-aș vrea să o văd. Mă rog să trecem peste asta. Ce putem face? Vă rugăm din suflet să o vindecați de tulburarea asta. N-aveți nicio grijă. Spuneți-mi, vă rog, muțenia asta o supără mult? Da. Foarte bine. Are dureri mari? Foarte mari. Și mai bine. Spuneți-mi, se duce... Vorba aceea, ca omul. Da. Din belșug? Nu știu, nu m-am ocupat cu treaba asta. Materia, cum să zic, e ceva de capul ei? Nu știu, nu mă pricep. Nu, e bună. Ba. Mânuța, mânuța. Domnule, iată un puls care arată clar că fiica dumneavoastră e mută. Extraordinar! Exact boala care o are! Ce repede i-a ghicit boala! Noi, doctorii cei mari, ne dăm de la început seama. Dacă aș fi avut de-a face cu începător, ar fi sucit, ar fi învârtit, ar fi spus bacă-i una, bacă-i alta, pe când eu am mers drept la țintă și vă spun ca să știți că fiica dumneavoastră e mută. Da, dar v-am fi recunoscător dacă ne-ați spune cauza acestei muțenii. Nimic mai ușor. Din cauza că și-a pierdut graiul. Dar ați putea să ne spuneți de ce și-a pierdut graiul? Cei mai mari învățați ai noștri vă vor spune că pierderea graiului este din cauza... piedecii evită mișcarea limbii. Și care este părerea dumneavoastră asupra piedicii evită în mișcarea limbii? Aristotel spune despre asta niște lucruri... foarte frumoasă. Cred. Mare om era. Oh. Nu, nu. Grozav de mare. Uite, cu atâta mai mare decât mine. Da, să ne întoarcem la raționamentul nostru. Susțin că piedica evită în mișcarea limbii se datorează anumitor substanțe pe care lichide, pe care noi între noi sau băuții le numim substanțe descompuse. Descompuse. Adică substanțe care se descompuse. Descompun. Cu atât mai mult cu cât aburii formați de exaltațiunile influențelor contagioase, ridicându-se spre locurile atinse de boală, vin, ca să zic așa, ca să pricepeți latinește. Nici o iotă. Nu pricepeți latinește? Nu. Bonus. Bona. Bon. Veni. Vivi. Vici. Adjectivum concordat in generi numerum et casum. Est fuit. Zdrancom. Ce om deștept! Nu jucărie! Le zice așa de frumos că eu nu înțeleg nimic. Dar să revenim la numiți abori despre care vă vorbeam. Dacă ești vreo.
Când numiți aburi, încerc să treacă din partea dreaptă unde se află tica, nu? Din partea stângă unde se află ticatul, în partea dreaptă unde se află inima, se întâmplă ca plămânul, pe care noi îl numim în latinește armian, care este în legătură cu creierul, căruia noi îi spunem în grecește nasmus, prin mijlocirea venei cave, căruia noi îi spunem în ebraică pubile, să umple omul, ventriculele omoplatului. Ori, numiți aburi au anumite influențe vătămătoare. Vă rog să urmăriți cu atenție raționamentul ăsta. Da. Când numiți aburi, cum spuneau, au anumite influențe vătămătoare. Vă rog, fierbinte, deschideți bine urechile. Da. Au anumite influențe vătămătoare. Se întâmplă... Iată. Se întâmplă ca să umple concavitatea diafragmei, în așa fel încât acești aburi încep să asabandus, clistiris. Asta e toată cauza din care fica dumneavoastră este mută. Vai, ce frumos le spune. Uf, de ce nu merge și mie gura așa? Asabandus. Nici nu se putea vorbi mai cu cap. Un singur lucru însă nu înțeleg. Locul unde ați așezat inima și ficatul, altfel decât sunt în realitate, pentru că inima e în stânga și ficatul în dreapta. Așa era odată, da. Acum le-am schimbat locul pentru că facem medicină după o metodă cu totul nouă. N-am știut asta și vă rog să mă iertați pentru neștiință. Nu face nimic, nu sunteți silut să vă pricepeți ca noi. Domnule doctor, dar ce trebuie să facem cu boala? Ce trebuie să faceți? Păi, eu zic să puneți fata în pat și să-i dați de leac pâine muiată în vin. De ce așa, domnule doctor? Pentru că în vin și în pâine atunci când le amesteci, se află o însușire plăcută care se dă chef de vorbă. Păi n-ați văzut că papagalii hrăniți astfel învață să vorbească? Ce mare, doctor! Repede, pâine! Păi, dumneata, mai rămâi! Domnule, uite o doică pe care trebuie să o medicamentez. Pe mine? Hai de mine, eu sunt sănătoasă, tun! Foarte rău, doică! Prea multă sănătate nu e bună! Te pun prinsoare că nu ți-ar strica niște lipitori și un cristiraș îndulcitor. Domnule doctor, nu înțeleg. Nu înțeleg de ce trebuie să lase sânge dacă e sănătoasă. Obiceiul este salvator. Așa cum bei apă pentru setea care o să-ți fie, tot așa ții sânge pentru boala care o să fie. Numai că mie puțin îmi pasă de ce o să fie și trupul meu nu e raft de sfițerie. Te împotrivești medicinii. Ești îndărătnică la boală. Lasă că avem noi acine poșocul dumitare. Vă spun bună ziua! Un moment, domnule doctor, așteptați puțin. Ce doriți? Să vă dau bani. Nu primesc. Da, nu, numai puțin vă rog să așteptați. Nu iau bani, domnule. Dar nu pentru bani lucrez. Da, uitați, sunt gata. A, eu nu fac negoț din medicina, domnule. Cred. Nici prin cap nu-mi trece. Da, sunt convins. E când se cuvine. Da. A, eu nu cunosc ele cum e, domnule. Nici prin gând nu mi-a trecut. A, uite o treabă bună. Și dacă o țin eu tot așa, fac prinsoare. Domnule, domnule, vă aștept de mult. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Uite un puls care nu-mi place deloc. Dar nu sunt bolnav, domnule, și nu pentru asta am venit la dumneavoastră. Dacă nu sunteți bolnav, atunci de ce dracu nu spun eu, domnule? Da, spun, domnule, nu sunt. Și vreau să vă spun totul în două cuvinte. Sunt îndrăgostit de visine. Fata pe care ați examinat-o adineauri și cum din pricină că tatăl ei n-are ochi să mă vadă, mi-e cu neputință să mă apropii de ea, așa că vă rog să punem la cale un jiletric ca să pot să-i spun două cuvinte pe care atârnă viața și fericirea mea.
Vă rog să mă sprijiniți, domnule doctor. Lucine! Drept cine mă iubea ta pe mine, domnule? Și cum îndrăznesc să vii la mine să-mi cer să te sprijin în dragostea citare? Să cobor de mitatea de doctor la murdării de felul ăsta. Mai încet, domnule! Nu mai încet deloc, vreau să urlu! Ești un nerușinat? Vă rog, vă rog! Un obraznic! Și să arăt eu că nu s-ai găsit omul care să-ți facă dumitale mentrele. Domnule... Ești neobrăzat rău. Domnule, vă rog! Nu de dumneavoastră e vorba, domnule, care sunteți foarte simpatic și pe care vreau să vă slujesc din toată inima, dar sunt pe lumea asta unii obraznici care se apucă și iau pe oameni drept ceea ce nu sunt. Și vă spun că îmi se întâmplă una ca asta, mi-ești din sărit. Ha, domnule, vă rog să mă iertați de îndrăzneala pe care, știți, adineauri, am... Să lăsăm gluma, domnule. Despre ce e vorba? Domnule, aflați că boala pe care vreți să o vindecați e o boală născocită. Doctorii și-au spus în privința asta părerea fiecare, atât că puteau și-au dat vina care pe intestine, care pe creier, care pe ficat, care pe splină, dar numai dragostea e adevărată vinovată și lisind a născocit boala asta ca să scape de un măritiș pe care nu-l dorește. Da, domnule, dar să mergem și vă spun eu pe drum ce aștept de la dumneavoastră. Domnule, am prins pentru iubirea dumneavoastră dragoste, de nu vă puteți închipui, domnule. Și chiar dacă ar fi să mă fac de râs ca doctor, ori o trimit pe bolnavă pe lumea ailaltă, nu ori în brațele dumneavoastră. Ha! Așa cum arăt, pot să fiu la drept spițer și cum tatăl ei nu mă cunoaște, cred că mă ascund destul de bine sub haina asta. Nici vorbă, domnule! Dar numai că acum ar trebui să mai știu câteva vorbe de medicină ca să pot să trec drept un om hârșit în treburi din astea. N-ai nevoie, domnule, haina e totul. Cum asta? Păi nici eu nu mă pricep mai mult. Cum așa? Habar n-am de medicină. Uite, îți vorbesc deschis, ai fost un om cinstit și îți vorbesc la fel. Cum, chiar adevărat? Nu știți nimic? Eu n-am vrut să mă fac doctor, m-a făcut doctor fără voia mea. Dar și n-am vrut deloc. Niciodată nu mi-a trecut prin minte să fiu atât de învățat. Eu am rămas repetent într-a doua și gata. Nu știu de în ce li s-a năzărit. Dar când am văzut că sunt cu tot din adinsul, am zis, hai să mă fac doctor. Vestinarea cum avea parte de mine. Dar nici nu știi, domnule, cum s-a răspândit minciuna asta. Cum se încăpăsânează toți să mă creadă de meserie. Aleargă toți din toate părțile, vin la mine, dacă poți tot așa mă gândesc să rămân doctor toată viața. Păi da, e cea mai bună meserie.
că ori faci bine, ori faci rău, plata e tot aia. Da, și dacă o scrântești, nu răspunzi. Păi dacă putem, noi putem tăia într-un om cum vrem. Dacă un pantofar îți face o pereche de pantofi și pierde câteva bucățele de piele, nu scapă fără să plătească o altă spartă. Pentru că noi putem să facem harcea, parcea, un bolnav și nu răspundem. Iar dacă o scrântești, vinovat e el, mortul. În sfârșit, domnule, cea mai bună parte a meseriei ăștia e că sunt morți ăștia de-o cum să cădenie, domnule. Sunt cu minți. Nu scot o vorbă. Păi nu s-a pomenit vreodată vreunul să plângă de doctorul care l-a ajutat să treacă cu bine pe lumea ilată. Da, e drept că în privința asta morții sunt niște oameni foarte de treabă. Ah, uite că vin doi, cred că vin la doctor. Du-te și așteaptă-mă lângă casa iubitii dumitale. Domnul, venirea-mă la dumneavoastră, feciorul meu, pe aranj cu al de mine. Ce doriți? Biata maică-sa, dă-i zice pere, de 6 luni a căzut la pat care nu se mai ține pe picere. Și ce vreți de la mine? Păi, ce-am spune, dați fo drăcărie care s-o zdrăvenească. Păi să vedem ce boală are. Are boală de ipocrizie, domnule. De ipocrizie? Da. Să vedeți, s-a umflat toată de peste tot. Și să spune că s-a umflat toată de atâta seriozitate, că ficatul, râza, ori plină ei, cum îți vrea dumneavoastră să-i ziceți, în loc să facă sânge, nu mai face decât apă. O încinge zilnic la 2 zile odată fierbințele, cu oboseli și junghieturi la încleieturile picelor. Când o îndeasă flegma pe gât, acu zici că se năbușe ca la tuse combustibilă. Și numai ce-o apucă niște sincoape și niște gombulțiuni, că-i jura că-i dusă. Avem la noi în sat un spițer care, iertați vorba proastă, am dopat-o cu fel de toate și am risipit mai bine de 6 taleri pe, iertați vorba proastă, pe glistire, pe niște prapuri ce a trebuit să înghiță pe infecțiuni de zambilă și de siroape. Da, toate astea, vorba lui, n-a fost decât apă chiar. Voia să-i toarne pe gât o doftorie de-i zice vin ermetic. Da, tare ne-am temut că cu vinul ăsta ajunge papa sâmbete. Și se spune că doctorii ăștia de vază omoară dita-i mai omenire cu născocirea. Să venim la ce ne doare, prietene. Da. La păi, ce ne doare? Ce ne doare, domn doctor? Ne doare că vă rugăm să ne spuneți ce trebuie să facem. Nu te înțeleg. Domn doctor, mama noastră este bolnavă și v-am adus 2 pistoli ca să-i dați vreun fleac, vreun leac. Iată-te, domnule, un băiat care știe să vorbească. De tatăl vitale nu l-am înțeles deloc. Deci vorbește puțin mai greu. Da. Vă să zic că spui că mama vitale este bolnavă. Că s-a umflat de... Ipocrizie, domnul. E o zi, așa? Că are dureri la încheieturile picioarelor. Da. Și că o ia cu leșinuri. Domnul doctor, ia așa cum sunt, eu cântul în bultece. Asta este. Uite, domnule, un om care știe să vorbească. Da. L-am înțeles cum ai deschis gura. Da. Tata lui Vitalea Barna. Da. Și acum vreți de la mine un leac. Da, așa, da, un leac. Un leac, da. Un leac, da. Un leac care îl convinge. Un leac. Dați-i bucata asta de brânză și o mănânce. Brânză, nu? Da, 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 asta e altfel de brânză. Bătută cu margaritare, cu nestemate, cu fel de fel de... Sucile de navază, domn doctor! Vedeți, vină repede brânză! Vină repede brânză! Vină repede brânză! Groapați bine! Da, domnul, bine, 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 bine!
Doică, Doica visurilor mele. Doică, când te văd, ești pentru mine ca, ca reventul, ca siminichia, ca sarea mare, care curăță sufletul de tristețe. Tu, domn doctor. Prea vorbiți frumos pentru mine. Și nu înțeleg nimic din păsăreasca mea voastră. Îmbolnăvește-te, Doică, îmbolnăvește-te pentru mine. N-ar fi pentru mine fericire mai mare pe lume decât să te caut. Sluga dumneavoastră, domn doctor, dar mi-e mai bine necăutat. Dacă ai ști câte plânguri, Lio, că ai avut parte de un bărbat bădăran și gelos. Așa e, domn doctor, așa e. E pentru ispășirea păcatelor mele, e vorba aceea. Capra paște acolo unde ai priponit-o. Dar n-ați văzut nimic decât o leacă din suceala lui. Dar cum se poate, Doică? Cum se poate ca să fiu un om atât de hain, cu o făptură atât de bine făcută ca dumneata, Doică? Numai decât să-i știu eu care sunt aici prin prejur, care ar fi fericit să sărute măcar vârfușoarele degetuțelor piciorușelor dumitale. Dar cum se poate ca o făptură ca dumneata să-i capă pe asemenea mâini, Doică? Și un bădăran să adea. Da. Un idiot. Așa-i. Un golan. Da. Iartă-mă, Doică, că vorbesc așa de bărbatul dumneavoastră. Da, ce, parcă nu știu că tot ce spune ți se potrivește. Ți se potrivește, Doică. Da, cum se potrivește? Ți se potrivește și s-ar potrivi să-i potrivești și ceva pe frunte, știi? Da. Ca să te răspund pentru bănuielile lui. E, dacă m-aș potrivi la ce îi se cuvine, mai... Mai mai că aș face nu știu ce drag de tăcine. Doică! Zău că merită să te răspund cu cineva pe el. Și dacă ar fi să fiu eu fericitul ales ca să te răspund pe el, Doică! Doică! Unde ai văzut pe doctorul nostru? L-am văzut lua la... L-am văzut și pe nevastă mea cu el. Dar unde ar putea să fie? Nu știu, dar aș vrea să fie la drac. Păi du-te și tu. Să vezi ce face fata mea. Domnule doctor, tocmai mă întrebam unde sunteți. Vedeam o raită prin curte să mai mă ușurez de surplusul de băutură. Cum se simte bolnava? Mai rău după leacul dumneavoastră. Foarte bine. Asta înseamnă că leacul lucrează. Da, dar ne teamă că tot lucrând atâta să nu dea gata ca binele. Avem leacuri pentru orice și n-aștept decât clipa agoniei. Cine-i Tineruca? Cine? Tineruca. Este cel care... Care? Ce? Cel care... Ita dumneavoastră să aibă mare nevoie de el. Înțeleg. Uite-te, bolnava noastră. Iată, domn doctor, domnșoara care vrea o leacă să se miște, știi? Da, foarte bine, puțină mișcare o să-i facă bine. Da. Domnule Spițer, ia-i, te rog, pulsul ca să discutăm după aia despre boala dumneai. Domnule, se dă o mare și subtilă bătălie între doctori ca să vadă cine e mai ușor de vindecat, femeia sau bărbatul. Dacă sunteți drăguți, fiți atent cu bine asta. Da. Unii susțin că da. Unii susțin că nu! Eu susțin și da și nu! Cu atât mai mult, cu cât lichidele care se înfruntă în temperamentul natural al femeilor caută ca latura brutală să o domine pe cea sensitivă, vedem că alternarea lor este în funcție de linia oblică a cercului lunii, în așa fel că razele soarelui care cad pe convexitatea pământului, ca să... Nu am niciodată un alt fi. Domnule doctor, fata mea a vorbit! O, putere miraculoasă a leacului! Domnule doctor, cum să vă mulțumesc? Uite o boală care mi-a dat mult de furcă. Le simt! Am recăpătat grai. Le simt! Dar nu l-am recăpătat pentru a spune că niciodată n-o să am un alt soț decât pe Leandră. Și că vrei să mi-l dai pe Horace. Iar încet! Orice îi spune degeaba, toate vorbele dumitale sunt de prisos. E un lucru
Ce șupoi de vorbe, domnule doctor, vă rog să o amuțiți la loc. Peste putință, domnule. Tot ce pot să fac ca să vă fiu pe plac e să vă scuzez pentru dumneavoastră. O, ce mai spune? N-ai să mă duc aici, ma! Hai să te măriți cu Horastia astă seară! Pentru Dumnezeu! Lăsați-mă pe mine să medicamentez treaba asta. E o boală ca oricare. Altele și anu, le-ar de hacule. Cum ați fi în stare să vindecați domnul, și boala asta sufletească? Domnule, am leac pentru toate boalele. Oh, și în tratamentul ăsta, spițerul o să ne fie de mare ajutor. Vezi foarte bine că înflăcărarea ei pentru acest de Andre este de nesuferit tatălui. Șa! Și că trebuie să găsim repede un leac care să nu întârziem, că altfel s-ar putea agrava. Și după părerea mea trebuie să-i dăm o doză purgativă de spălare de putină, amestecate cu două porții de matrimonium în pilule. O să facă puține nazuri la început, dar cum îți cunoști meseria, faci-l așa fel încât să le ia cât mai repede. Ia-o, dă o raită pe ea prin grădină și vezi cum ea a apuc substanțele și mai ales lui Italiacu! Bine, doctor, nu vă supărați, dar n-am auzit în viața mea de leacurile pe care le-ați recomandat. A, domnule, păi astea sunt leacuri pentru cazuri foarte urgente. Aha. Da. Ei, ați mai pomenit o nerușinare ca ei? A, fetele sunt uneori de o încăpățânare. Dar nici nu știți ce nebună poate să fie după acest leon. A, sângele celor tineri este fierbinte și uneori de naștere la asemenea turbulență. Dar când mi-am dat seama de furia acestei porniri, am încuiat-o în casă. Ați procedat cu multă chipvință. Le-am tăiat orice posibilitate de a se întâlni. Foarte bine! Ar fi fost în stare de cine știe ce nebunie dacă îi lăsam împreună. Dar nici vorbă. Ar fi fost în stare chiar să fugă cu el. Da, da, cu neșprăviță. Da. Am auzit că el face pe dragul un patru ca să o vadă. Un caragios. Dar când am auzit, am luat toate măsurile ca să nu poată să vadă. Pe ce el m-aș vei încărcat una ta? Păi, dar, domnule, 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 să vedeți drăcia dracului, domnșoara, a șters putina cu Iandra, de? Da, dumneavoastră nu era spițerul și dracoverii a pus-o la cale de doctor. Mișelule, ticălosule, ți-ai bătut joc de mine. Ei bine, am să te dau pe mâna justiției. Repede un polițai și aveți grijă să nu fugă. Aha, domn doctor, pe ochii mei cu astea spânzure. Să nu te faci că e la fugă, auzi? Doamne, cât am pătinit până mai dat de casa asta, domnul! Da. Domnul, nu știi ce s-a întâmplat cu doctorul pe care vi l-am adus? Uite-l acolo, să-l spânzuri. Vai de mine, dar ce-a făcut? A făcut că a pus la cale răpirea domnișoarei noastre. Bărbățile, adevărat că o să te spânzure? După cum vezi. Oh, și ai să te lași tu spânzurat față de atâta lume. Păi ce vrei să fac? Doamne, și măcar dacă ai fi pus ordine în turcelele alea, tot aveam și eu o mâncăiere. Du-te, du-te, nu. Du-te, că-mi sfârși inima, lasă-mă. Nu rămân lângă tine, să-ți dau curaj să mori. Nu plec de aici până nu te văd spânzurat. Comisarul va fi de dat aici și o să mi se toarne într-un leac unde o să fiu sigur de dumneata. Vai, 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 domnule! Nu s-ar putea schimba chestia asta cu o ciomăgeală zdravă. No. Justiția o să-și spună cuvântul. Ce văd? Domnule, am venit să vă arăt adevărata fața lui Leandră. Nu o iau decât din mâna dumneavoastră. Iar eu am să-ți arăt adevărata fața? Auzi-mă, am venit și eu am rămas adevăratul moștenitor. Averea în mâna dumitare? Da. Domnule, văd că însușirile dumneavoastră sunt deosebit de prețioase și vi-o dau din toată inima. A scăpat medicina cu obrazul curat.